Prefectul Alin Stoica îți spune că în momentul de față este stabilită exact o țintă lunară de vaccinare la nivel național, ci doar local. În București, și nici aceasta nu este clară, răspunsul vine în contextul în care, pe măsură ce rata de incidență scade, apar mai multe măsuri de relaxare. Nu este stabilită o țintă deocamdată de vaccinare lunară, o așteptăm, pentru că am văzut în CNSU că guvernul își va propune niște ținte de vaccinare. În momentul în care le vom primi, evident, vom depune tot efortul să-l facem. Vă pot spune că noi am stabilit, nu oficial, dar avem o țintă de vaccinare pe zi în București de 20.000 și sperăm să o atingem într-un interval, mă rog, până la sfârșitul lunii să o putem atinge. Prefectul Capitalei mai spune că într-un viitor apropiat, pe lângă renunțarea la mască în exterior, o să putem merge la piscină sau la un meci de fotbal împreună cu prietenii. Tot el îți mai spune că dacă ești vaccinat și lucrezi într-un birou, renunțarea la mască ține de decizia angajatorului.